să fim mai buni, mai milostivi și să credem cu toată inima în înviere. Începând cu Duminica Floriilor și până în Sâmbăta de dinaintea Paștelui, creștinii marchează săptămâna patimilor. Enoriașii cred că în această perioadă trebuie să-i ajute pe cei mai neputincioși să țină post aspru, să se împărtășească, dar și să se pregătească de Paști, atât material cât și spiritual. Când m-am trezit pământ, săptămâna asta nu se mănâncă deloc de fruct. Și nici nu servești, nici o sopcă de jin, dar se face bine, bine pământ. Bine se face, trebuie să faci un bine. De când se face rău, mai bine nu fă. Atât. Restul se începe din iercuri slujbele mari. Care poate să duce, dragul chioi, dar care nu poate să duce? Să nu faci o faptă rea, să nu ușiți pe cineva, să nu mișuniești, să nu judești pe altfel. Se pregătește lumea de Paște, pregătesc din mâncare, copturile, ouă roșii se boiesc. Nu se mânca de fruct, tot postul mare nu se mânca de fruct, dar mai greșește lumea. Această femeie își aduce aminte cu drag de perioada în care aștepta sărbătorile de Paște alături de părinții și frații ei. Așa ne spune părinții noștri, că nu se lucrează tare în greu și dacă care poate să ții miercurea, vineri, de 8, să nu vii nici apă, nici să nu mănânci până nu asfințăști soarele și abia o leacă de aghiazmă, apă sfințit. Țin eu minte tot din copilărie și mai era. Știu că ne duceam la biserică, ne încalțam cu sandăluți, cum erau atunci, când eram noi mici. Cu hăinuță nouă, rochiță nouă îmi cumpăra la frățuori, pantalonașcă, meșuică, și era atunci, pe vremea și. Potrivit fețelor bisericești, săptămâna dinaintea Paștelui trebuie trăită cu bunătate și credință. Este extraordinar de esențial, foarte important ca pe parcursul acestei săptămâni să reflecteze, să mediteze mai profund, mai aplicat asupra ceea ce Hristos a făcut pentru noi, jertfa sa din dragoste desăvârșită, absolută pentru fiecare om. Și dacă noi ne gândim la ceea ce a făcut Hristos pentru noi, jertfindu-se, deja trăim săptămâna mare cu intensitatea cu care suntem chemați să o trăim și să ne bucurăm de lumina învierii, să fim oameni de lumină. E așa de greu să găsești oameni care să răspândească multă lumină și bunătate. În prima zi din săptămâna patimilor, gospodinele trebuie să facă în casă și gospodărie curățenie generală. Marțea Mare se numește pilda celor 10 fecioare. Miercurea este ultima zi în care se mai poate face curat în gospodărie. Tradiția spune că gospodinele trebuie să termine rapid treaba pentru că vine Joia Mare, ziua în care încep pregătirile culinare. Tot în această zi se vopsesc ouăle, se coc cozonacii și pasca. În Vinerea Mare se ține post aspru și rugăciune. Vinerea Mare este ziua în care Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce și este considerată cea mai tristă zi din istoria creștinismului.